Prea puțini absolvenți de liceu care și-au pus speranța în contestație au acum motiv de bucurie. În urma recorectării lucrărilor, promovabilitatea a crescut cu 1,51%, mai bine de jumătate dintre candidații care au picat bacalaureatul susținut la centrul de examen organizat la Colegiul Tehnic Câmpu Lung au depus contestații. Chiar dacă pentru unii în urma soluționării contestațiilor notele au mai crescut, puțini au fost cei care au primit punctajul necesar promovării. Pentru restul ar putea exista o șansă în primăvara anului viitor dacă se va aproba organizarea unei sesiuni speciale a examenului de maturitate în perioada februarie-martie. Rata de promovare înregistrată la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2014 este de 23,78%. Această rată este superioară cu 1,51% celei centralizate înainte de contestație și cu 2,28% mai mare decât cea înregistrată în sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2013, 21,5%.